rușine cu rând. Pare a fi ciortănaș. Hai că nu se mai rupe. Ia uite cum face. Pare a fi ciortănaș. Da, e un ciortănaș. Mamă, cât o șobolană, ești nebun. Am zis că e ciortan. Ia uite-l, frate. Mamă, să mor, Larisa, se vede? Oh my god. Băi, ești nebun la cap. Ia uite, mă, așa șobolană, 700 de grame. Mai dau eu vânt de la... Unde? Se văd pe lui. Uitați ce garoi am luat. Și ăsta la... porumb, ca să înțelegeți. Ia uite, garoi, băi. Ce ai mai nebunit la zumbraț? Ia uite, garoi aici, brother. Acum presupun că unii dintre voi... Stai, mă, că faci manevră cu patron. Păi da, vedeți că eu nu dau nume de baltă. Mă, ce fuieră. Păi suși, n-auzi, mă, ce greu e. Ce vorbești, mă, firul ăsta e... E tank. În masa apei e foarte mult. Bă, dar nu mai pești mari, mă. Bă, nu pot să cred. Nu mai carași mari. Plus că în masa apei sunt numai roșioare, exact ce vă spun. Cum pescuiești tu de prins? Nu întreabă. Numai jos pe substrat. Un pic să stea pulta, uite-l, uite-l. Maaa! Cum s-a auzit, brode? A fluierat, ai auzit? La secundă, bă, a fluierat, bă, ai văzut? Era crap, ai văzut? Mamă, ce acolo nu mai au loc în găleată, brode, de ce părere, le-am lamentat în iarină. Hai, repede, încă un cocoloș pe zonă, poate mai prind unul. Bă, dar ce senzație, ce Spartacus! Uite-l, uite-l, l-am luat! Oh my god, l-am luat pe... Ciortan! L-am luat pe Ciortan, brodere! Hey. L-am luat pe Ciortan! Mamă, ai văzut ce... S-a văzut? Mamă! Stai, filmează asta? Filmează! Ai văzut ce l-am luat pe Ciortan? La boabă? Ia uite! 8,8, 8,7, 8,8, da, și scade 8,7 kg. 8 kg jumate, ce să, da, hai, 8 kg jumate. Hai, salutare, brother frumoși, pe zonă. Ancora e pe zonă, e un pic arsă de soare, dar asta e combinația. După cum observați, am venit în același loc. Știți bine, da? Se vede în apă pluta cu care, de fapt, cu care am pescuit aseară și, de fapt, care am pierdut-o aseară. A rămas agățat acolo. Și am venit să-mi iau revanșa. Vreau să văd ce prind la mămălică și la porumb dulce. Sunt cu brodera pe zonă, cu Our Life, cu buburuza noastră frumoasă. O să încerc să pescuesc la porumb dulce. Frumos, mi-am făcut mămăliguță și două tipuri de mămăligă mi-am făcut. Asta am luat-o de la broaderul, că eu am făcut-o cam moale, de la broaderul Narcis. Am aici o combinație de pastă și aici am făcut mămăliga de la mine. Asta e a mea. Se mai întărește, nu e problemă. El a făcut-o un pic mai tare. Trebuia să o fac și eu mai tare, dar nu e problemă. Și aici e mămăliga pe care o să o folosesc eu. Am amestecat-o ca să se mai întărească cu nadă de usturoi. Am muiat o nadă de usturoi, cea de la Claumar, și am amestecat-o. Și am pus și niște nectar, ce v-am promis. Niște nectar de la broaderi. Că am mai folosit eu acest nectar cu aromă de porumb dulce. Băi, e o bunătate, e o bunătate. E destul de gros, după cum se vede, zici că e marmeladă. Și sunt pe zonă, vreau să văd ce prind. Speranța moare ultima, că de câte ori am zis că nu prind, totuși până seara am prins. Și o să mă apuc de chelfănel, adică o să schimb foarte des, să văd, poate mai întind o... undiță ca să dau cu două, dar de fapt n-aș vrea să dau cu două, vreau să dau cu o undiță și o boloneză, exact cum v-am promis. Hai că am luat prima, cred că e carașel, da, e carașel, primul băboiaș. La râmă văd că a intrat și îmi pare rău că n-am luat râmă, am luat niște râme din pământ de aici, de unde am săpat să-mi fac eu scaunul. Hai că merge, nu mai iau cu ăsta, că e firul destul de power,
din cârlig n-are cum să iasă. E primul venit. Cred că se și observă râma, da? Îmi pare rău că n-am luat râmă. Ia să-l sun pe Narcis că o să vină și el să-i zic să ia niște râmă. De fapt, cred că o scot eu din pământ, dar aici nu-i problemă, dar măcar să fie treabă bună. Cum să nu îi zicem, bine a venit. Acum, cu siguranță, cors, ia să vedem că uite e la ea. Nu știu dacă se vede, cu siguranță trebuie să vină și de la mic. Probabil și câte un somn petit, dar am dat momeala, m-a aruncat. Pluta e așa apelat, ca să văd orice trăsătură. Așa l-am luat și pe ăsta. Imediat cum s-a pluta stătea apelat. Și imediat cum s-a pus și mai pelat, pac, l-am agățat, i-am dat țepușa mortală. Nu prea mănâncă dimineața, e ora 9. De la 8 jumate sunt. Da, e bine totuși să aveți niște viermuși, râme, uite, am acasă și nu am luat. Ca să îl încerc așa, poate e pe toane. Am mămăliga cu mine, e mămăliga pe zonă, pătrățică, m-am făcut aici mămăliga cu nadă. Am eu act de cojocului, doar că îl aștept. Știți bine cum fac eu. Hai că l-am luat pe ciortan, brodări, și cârligul e mai măricel. Da, l-am luat pe ciortănaș, finuț așa, sau e carașel mai mare? Pare a fi ciortănaș, aia că nu se mai rupe, ia uite cum face. Vedeți? Pare a fi ciortănaș. Da, e un ciortănaș. Noi, v-am spus că, uite, firul rezistă cârjă. V-am spus că mi-am revanșa, da? Uite, e mai micuț, dar ați văzut, da? Hai, până când să facă el ce vrea? Până când să facă el legea? Ei, micuț, o să fie eliberat, dar vreau să vă arăt ce prind în total, da? La mămăliga pe care am făcut-o eu, o să vă arăt imediat. Uite, la mămăliga asta, deoarece am cam greșit rețeta și am făcut-o cam moale. Dar știți care-i treaba? Nicio problemă. Ca să mai tragă din umezeala care e în ea, o să mai bag niște nadă. Dar oricum, patul de nadă l-am e aici, ca lume. Probabil ăsta o fi fost cel de aseară. Ia să te vedem, brodere. Micuț, frumos, la vreo 8-900 de grame, cred. Cam așa. Nu e foarte mare. Și înțepătura pe măsură. Adică mămăliga și cu nectarul și-a făcut treaba, adică își face treaba, văd că e foarte ok. Așa că e de treabă. Unde a intrat un ciortan, poate să intre și un borcan. Oi, că da, ceva mai power. Nici o problemă, îi aștept. Îi aștept și dau silențios după ei. Se pare că azi se mișcă altfel. La porumb deocamdată nimic, deocamdată. Hai că am mai luat încă un carașel. O, oh, e frumos. E tortoliu ăsta, nu mai scapă din cârlig. Pe ăștia îmi permit să-i ridic cu firul ăsta. Deși că nu vreau, ia să vedem, e destul de greu. Haide mă că ținem. Ce vorbiți, mă? Ce vorbiți, mă? Ha? Ia spuneți. Face treaba mămăliga mea amestecată cu nadă de usturoi și cârligul, i-am pus alt cârlig, aceeași serie, doar că un număr mai mare. Ei, de acum încolo n-or să mai scape și sparg aroi, îi sparg. Mari, frumoși. Doar că la cârligul acesta, după cum observați, am pus un arculeț, deoarece cârligele care au venit cu arculețele astea sunt cam măricele și ăsta prinde. Hai că da! Se lasă mai greuț așteptat, dar eu schimb mămăliga mereu. Cât e ceasul? 11:39, vedeți? Cam răruț, dar e mai drăguț. Hai sus, fratele nostru! Hai sus! Hai sus, năuzi! Hai dei! Sincer, nici n-am fost atent. Mă uitam pe telefon să văd dacă am semnal și l-am luat pe garoi. Eu, ce frumos e. Ce mai frumos foc. Micuț, e ce trebuie. Asta e palmar, ăsta, da. Eu, ce frumos e. Superb. Asta înseamnă să dăm în ei cu mămăligă la boabă și asta înseamnă să fii tot timpul atent ca să... Uite, exact așa.
ca să vezi când mănâncă, cum mănâncă, că nu poți să știi. De-aia eu nu, niciodată n-am fost de acord cu chestia să te duci pe grupuri de Facebook și să spui că nu mergeți pe balta aia, că nu se prinde. Păi și de balta asta se plângă o grămadă. A, că nu se prinde pește. Și uite, eu cum prind. Dacă stau așa, majoritatea la ora 11 au plecat. V-am mai spus că data trecută, în partida de data trecută, a venit cineva să mă întrebe, bă frate, se prinde ceva pe balta asta, că am plecat de la balta cu tare, o baltă la 5-6 km de aici. Și era ceasul tot așa, 11 și ceva. Păi la ora 11, păi de ce ați plecat acolo? Că nu am mers nimic, că pe tine te urmărim și cu tare, cu tare. Ei, au văzut și chestia aia și au văzut că și eu am prins mai greu, dar totuși m-am mutat și m-am mutat tot pe aceeași baltă, n-am plecat. Dar chiar și dacă stăteam acolo, unde am pescuit data trecută, pe primul loc unde erau garoi numai mari, negri, ei, și acolo mai prindeam, sunt convins că mai pe seară prindeam. Păi trebuie să stai acolo într-una, n-ai ce să faci. Și dacă schimb locul, eu așa fac, asta îmi place să fac. Mamă, la fix. Ai sus? Uite carașelul cum a venit la mămăliguță. Hai, nu mișca, nu mișca, nu mișca. Pam, 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 pam. Ai sus, tată, n-auzi. Uite ce-i place mămăliga, mă. Uitați-vă, mă, ce-i place mămăliga, mă. Stai, brodere. Băi, ce nu-mi plac mie la pește ăștia când îi prind? Eu vorbesc încet acum, că mie îmi place să-i adun aici pești. Uite, o agățătură perfectă. Când îi prind, îi aduc, zici că ei sunt speriați. Nu știu ce... Deci nu știu ce s-a întâmplat. Dar când îi prind, încep să sară în sus. Tiroliană. Uite, fraților, celebra mămăligă. Îmi pare rău că n-am făcut-o mai tare, dar m-a salvat iar broadărul meu. Dar oricum, cu mămăliga aia moale pe care am făcut-o eu cu nenorocire, am prins crăpceanul. Stau pe zonă, fraților. Vedeți, nu pescuiesc cu două undițe. Una singură. Deși că aș vrea să pescuiesc cu două, cu la una să pun boabă de porumb. Poate vine băiatul, dar și carasul intră la boabă de porumb. Deci nu știu ce să fac, dar mie că dacă prind un ciortan, ați văzut că fuge peste tot. Și mie că o agață și pe alaltă și nu mai pescuiesc cu niciuna. Am linii la mine, da? Știi cum e? Parcă mai bine pescuiesc cu una și cu una la boabă aici. Dar la boabă, deocamdată nimic. Nu vrea. Dar e timp. Mai exact, trebuie să fiu pe zonă. Că dacă sunt la baltă, asta nu înseamnă că mă uit pe telefon, dau comentarii, mă uit pe TikTok, cum fac majoritatea, care i-am văzut și eu o grămadă. A, lasă-mă pește, că dacă vrea să mănânce, mănâncă și când ia la cârligul gol. Bă, ești nebun. Îi contrazic total. Deci eu că văd mișcare, pac, stau pe ei, că de asta mă duc la pește, nu mă duc să mă joc. Pe zonă. Cum zic eu. Că altfel nu prindeam nimic, uite, au fost, sunt niște persoane care n-au prins deloc. Unii au venit, au plecat, Narcis a venit, a plecat, s-a dus în altă parte. El caută peștele ăsta, nu stă pe loc ca mine așa, stă când vede că e treabă. Hai, brodere, încă unul. Lumea aud cum se plânge pe baltă că n-a prins nimic. Și uite la mine. Dar trebuie să stai de ei, dacă nu stai de ei, vezi? Sunt singurul din colțul ăsta care a prins. Uite că a scăpat, era, știam că scapă. Dar nu e o problemă. Uite-l acolo jos, vedeți? Stau de el. Am trei combinații aici. E, v-am spus, îi dau câte puțin din fiecare și stau de el. Dacă vrea la porumb, bine. Dacă nu, mănâncă la mămăligă. V-am spus că mi-au revanșa, stați, că e abia ora, cred că 1. Câte? 12 și 17 minute. Hai de capul meu. Îmi place foarte mult să prind pește. Foarte mult îmi place să-l prind. Și să-l mănânc îmi place foarte mult, dar cel mai mult îmi place să-l prind. Îmi place că mă simt ca la vânătoare. Hă? Te-a luat Johnny Cage. Uite. Hai că deja e la ea. Vine și roșioară, am mai prins roșioare mici. Mai una, mai alta. Nicio problemă. E chestia să stau de el tot timpul. De-aia vin la pește. Ia uite-l, ce-i dă țac. Nu știu dacă se vede cu ăsta. Am dat eu zoom de pe program. Ia uite, ia uite-l. Ia uitați-l, brother. Ați văzut? Asta e, mai vine câte o roșioară.
M-a spus nimic, nimic de zis. Ai, da? Ai, da? Dar nu asta e problema. În timpul în care am prins și roșioară, am prins și caras în același loc. Am prins și ciortan, ați văzut? Azi. Păi, ce să mai vorbim? Devenit vine acum. Vezi, dacă era să nu fie pește deloc sau să mă mănânce somnul pitic, mai spuneam. Dar dacă eu prind, ce aș putea spune? Ei, și mai încolo e pluta pe care am lăsat-o la... Uite, iar trage. Da, culmea că și când am luat ciordanul, odată a tras așa, am prins o roșioară. Când am aruncat a doua oară, a venit ciordanul. Deci nu știi ce vine. Tocmai asta e frumusețea, că dacă știam mamă că e numai caras în baltă, nu eram atât de entuziasmat. Stai că vine ciordan. Vezi ce mă bucur când trag și prind cât un ciordan. O, l-am luat, bradere. Ăsta e ciordan. Ești de mult la cap? E ciordan. Da, e ciordanaș. Mamă, ia uite ce silențios era. Ia. Mamă, câtă găroiu. Cred că e caras sau ciordan. Băi, ești nebun, ce mare. Să fie de brodări. Băi, ești nebun, deci ori e ciordan, ori e caras. Mamă, dar ce găroi. Și uite, a plecat cineva chiar mai devreme că nu merge. Mamă, câtă găroiu. Doamne, ia uite, bă, ce e aici. Să vede brodări. Mamă, oh my god, ești nebun, stai așa. Mamă, cât agaroiu! Oh my god! Doamne, cât de mare ești, nebun! Băi, ești copac la cur! Să moară Larisa! Ești nebun! Așa garoi, brother! Ia uite, bă! Mamă, cât o șobolană, ești nebun! Am zis că e ciortan! Ia uite-l, brother! Mamă, să moară Larisa, se pete! Oh my god! Băi, ești nebun la cap! Ia uite, mă, așa și o bolană la 700 de grame. Băi, cât ciordanul ăla pe care l-am prins mai devreme. Ia uite-l, brother. Mă, așa și o bolan. Bă, ești nebun la cap. Ce înseamnă mămăliga și să stau? Că dacă nu veneam, ziceam, băi, ești nebun, ia uitați-l, brother. Băi, ești nebun, uite, de aici, de la vârful degetului până aici. Băi, ești nebun la cap. Ia uite cât așa o bolanul. Mamă, cât am mai dihorul să moară Jacksana. Mare rău, hă? Mamă, ești nebun la cap. Ia uite-l. Mamă, ce-i acolo? Ăla are rovinietă, la cât de mare e. Bă, ești copac. Ia uite, bă, n-are loc în găleată, brother. Ia uite cât atăun. Oh my god. Na, frații mei, ca să vedeți. Mamă, dar ce silențios a fost. O țăcănea, am zis că e roșioară, că am mai prins câteva roșioare. Ia să vedem, avem apă pe... Obiectiv e puțin. Firul ăsta e țapăn, nu mi-e frică de firul ăsta. Nici de undiță că s-ar rupe. Uite aici, am mămăligă, ceatârnă, hai că ceatârnă, și niște pastă șmecheră făcută de mine. Și uite așa pescuiesc, pac, cocoloș mai alungit, am luat și la cocoloș de ăsta sau la pătrățică. Ia să vedeți, pac, trec băieții ăștia cu mașina pe lângă mine. Nu cred că au prins ceva, sau nu știu dacă au prins, dar oricum ei pleacă. Dar eu stau, pentru că eu prind. Păi silențios așa, fraților, vorbesc încet. Ați văzut că sunt mulți care se apucă de pescuit și, mamă, dacă n-au prins o dată, de două, de trei ori, se lasă de pescuit, că nu e treabă. Nu e așa. Și eu am venit azi și, uite, Narcis m-a sunat, e pe capătul celălalt al bălții. Bă, frate, nimic, n-am luat nici caras, nimic. S-a potolit vântul, ca să înțelegeți cum e treaba. Nu mă interesează, de dimineață am mers. Contează că o zi nu poți să-i faci și... tot rezumatul, dacă n-am mâncat un pic, nu mă mai arde soarele chiar atât de mult, stau sub și îl scot aici, din nou, da? Și încerc, bacu d-aia, bacu d-aia. Ia uite ce sare garoiul. Păi, ați văzut câta girafa de șobolan am luat? Ia uite, mă, ești nebun, doi de aia la kilogram. Și dacă nu stăteam, ziceam, bă, că nu am prins. Uite așa frumos, pac. O plantez frumos, țac, țac. Mă spăl pe mâine aici, am toate la locul lor. Dar uite, imediat cum o arunc, începe să țăcăne. Băi, fraților, și câteva roșioare, am la vreo 7-8 roșioare, nu mă doare burtac și le scot afară, că nu poți să știi ce e când tragi. Uite, când am luat carasul ăsta, abia o mișcă, țac, țac, țac. Agale, ziceai că e coană leană. Brother, am făcut așa, ca să zic,
o combinație. Am pus cealaltă undiță asta. Am fir de 0.12 la ea. Un cârlig mi se pare că e 0.14. Și e firul mult mai subțire, deci nu o să pot scoate peștii ca la cealaltă. Și cu asta pescuiesc la mămăligă, la pătrățică. Și cu cealaltă la... Da, lasă că l-am luat așa, gata. E să nu se... Uite, vezi că a scăpat. Dar e și malul înalt. La porumb, la boabă de porumb. Îl încerc aici la mal, că am agățat cu cealaltă, cu bolonieza. Dar nicio problemă, că uite... A, nu n-a scăpat. Un fir insesizabil, absolut. E invizibil, exact așa se și numește. E insesizabil, e invizibil. E foarte finuț. Și un cârlig mai măricel. Și uite că vine carașei. Din moment ce am agățat, s-a rupt pluta. Am zis să nu mai fac linia, că și așa n-am avut nicio trăsătură la boabă de porumb, la bonduel. Nici Narcis n-a avut trăsătură pe capătul bălții. E o zi tot așa mai prostănacă, dar știți care e treaba. Niciodată nu-i târziu, atâta timp cât stai la pândă ca să-l ginești, așa, să dai după el. Aici dacă intră vreun ciortan, mie că o să fie cam aiurea, că e firul de 0.12, ar trebui să-i schimb linia. E foarte finuț, adică cu carașii m-aș descurca, n-ar fi problemă. Dar dacă intră un ciortan, se rupe linia, se face pardaf. Și așa îl scot mereu, odată la nici un minut nu o țin, pentru că sunt pești destui. Hai te mai pun și pătrățică. Și cât e pătrățica de măricică, gen, nicio problemă. Intră și roșioara o ia. Uite, la bobiță o trage, ia să vedem. Uite, că l-au luat pe caras sau e ciortan? Uite, ia să vedem. E caras mare sau e ciortan? Mamă, ce caras mare la bobiță. O, ați văzut? E, pe ăsta pot să-l ridic așa, ia uite. Mamă, nu pot să-l ridic, ești nebun? Oh my god. Ați văzut la boabă de porumb? A venit direct așa, dintr-o bucată. Da, e firul, nu, îi schimb firul, fraților, nu mă risc. Hai, brother, hai. No, îi schimb firul. Sunt carași mari și o să-i schimb firul, că nu e treabă. Sunt convins că o să prind și mai pe seara, dacă prind ceva, nu mă prostesc ca data trecută. Știți despre ce vorbesc, da? Îi schimb firul. Pentru că o să-i pierd. Îmi miroase mie a fir rupt cât mai curând. De ce? Uitați ce garoi am luat. Și ăsta la porumb, ca să înțelegeți. Ia uite garoi, băi! Ce ai mai nebunit la sub braț? Ia uite garoi aici, brother. Oh, e belea rău de tot. Păi vedeți, cu firul ăsta rezistă la drill, la alea. Dar cu ăla de 12 nu rezistă. Când mă duc pe o baltă unde știu că e caras mai micuț, mai merge. Sau la sălbatic. Dar și la sălbatic, dacă a intrat o namilă de-asta, eu mă chinui cu el, să mă joc cu el, să-l scot, dar nu mă risc. Ați văzut că a intrat și ciortan, deci poate mai iau un ciortan și e ca și ruptă linia, e clar. Gata. Da, schimb linia cu o linie de-asta puternică, fără discuții. Hai, brother, mei, că am pus la ambele de la valurile astea, că nu mai îmi dau seama, am pus porumb. Și văd că vin și la porumb, până se mai lasă valurile, n-am ce să fac. Nu prea te zăpăcesc valurile astea, nu prea pot să fac mai nimic. Așa că, ia uite-l, vine deja la, știe unde e locul lui, la juvelnic. Da, de la valurile astea, dacă observați, nu pot să fac mai nimic, adică mă zăpăcesc valurile astea, nu-mi dau seama când trage și de la mic, trage și de la mare, e o zi mai mofturoasă. Dar îi rupă gherlăi, ia uite ăsta, e de la mai negricios așa. Băi, fraților, au un gust dulce. Hai de capul meu. Sunt super buni. Îi vezi că sunt sănătoși, sunt lungi, așa, uite, asta e galben așa spre negru. Frumos. Hai că e zăpăceală. Dacă observați picioarele mele,
Ia uitați. Nu m-a ars soarele în partida de data trecută. Niciodată nu am ieșit anul ăsta. Fiți atenți cum am picior și cum am mână. Ați înțeles, da? Asta e pielea, culoarea pielii mele normale. Eu sunt alb la piele. Da, trebuie să facem și noi sacrificii. Hai că e sacrificiu. Da, nu e. E o plăcere să pescuiești, dar totuși e și zăpăceală. Hai de data asta să-i pun o mămăliguță. O mămăliguță, un cocoloș frumos, uite așa, pac, 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 mai moale. Nu știu de ce ei preferă cocoloșul ăsta mai moale. Și crăpceanul ăla care a intrat mai de dimineață așa. Pac, direct pe zonă și el. Și i-a plăcut foarte mult mămăliga asta mai moale. Hai să vedem care e situația. Adică el trage într-una la mămăligă. Dar nu-mi dau seama de la valuri. Decât uite cum e acum, ar fi ok, după cum se vede. Dar de fapt nu știu dacă observați. Mi-a luat și camera cu mine. Camera, nu asta de piept, cealaltă, pe trepied. Sony AX33. Am două bucăți identice. Și am luat-o ca să pun pe plută. Dar dacă bate vântul așa, ce să înțelegeți? N-am cum să. Trebuie să aștept până, dacă e 4:30, trebuie să aștept până pe la 6, cred, că o să se liniștească vântul. Sau când se liniștește el. Ia uite, mă. Stai, mă, așa că n-am cum să. Am mai luat unul, tot așa, la mămăliguță. Acum, doar ce am oprit. Vreți să vă arăt cum se ridică un pește? Stați, lăsăm să se liniștească. Socor eu în pralea. Hai, sus, sus, sus. Hai, sus. Mamă, ce greu e. Mamă, cred că s-a auzit cum fluiera. La mămăligă. Și ia fiți atenți că are o problemă la gură, vedeți? Am mai fost prins când era mic. Ia uite. Mamă. Ăștia e de la care n-are dinci în gură. Hai, că da. Hai, brodere. Hai, brodere. Haide, mă. Îți place cârligul atât de mult? Gata. Ia uite, are problemă la guriță. Frumos, tot așa prinde icre. Și face treaba, mămăliguță, dar nu prea e treaba că bate vântul și mă păcălesc valurile. Hai, tata, la porumb, hai. Hai să vedem ce luăm, un caras, crăpcean, că văd că îl gâdilă. Bate vântul, v-am spus, în valuri și nu îți dai seama. Dar văd că a lăsat-o în jos, că eu pescuiesc cu ea puțin pe lat, așa. Ia, 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 uite, oh my god. Hei, uite, 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 oh, l-am luat pe ciortan, l-am luat, e ciortan sau e caras? Ia, ține tu pe asta, a, e caras, ține un pic așa, oh my god, ai văzut? A tras bala unul, bala altul, ai că da, hai să-mi iau Mr. Minciog, mamă, brother, l-ați văzut? Hai, că nu te rupi, hai, dar să fiu sigur că nu scap. Băi, ați văzut ce înseamnă ora? Începe să mănânce. Deci a tras și la una și la alta. N-a intrat la mămăligă, a intrat la porumb. Un pescuit frumos. Băi, cum se face, mă, că pui numai garoi? Acum presupun că unii dintre voi. Stai, mă, că faci manevră cu patronul. Păi da, vedeți că eu nu dau nume de baltă. Și ăștia sunt, mamă, ia uite, mă, dar are un sol pe el. Păi cum să mai fie ăștia prinși? Băi, cât de frumos, poate, ce colorit frumos are, brodări. Ia uitați. E maro spre deschis așa, băi, e frumos foc. Ce manevră să fac, mă, manevra asta în mâna stângă de brodării mei. Fiți atenți cum pescuiesc eu acum. Ca să înțelegeți zona asta, mi-am mâncat și bobița de porumb, mai am câteva, dar nu-i problemă că nu știu dacă o pleca Narcis de pe baltă să mai lase niște, da, mai am eu porumb. Uite așa, pac, pac, exact așa, așa vrea să mănânci. Dintr-un colț, nu, din altă parte, nu. Și eu când plasez montura în apă, nu fac nici cea mai mică gălăgie. Se aude decât un pic floșc, pescuiesc cu pluta, stă un pic într-o parte, adică am selectat materia din apă, hai că da, ok. Iau un pic de cocoloș și pun pe cârlig, fac un cocoloșel așa frumos, hai că e bun. Nu contează că e mai măricel, că în gura peștelui când îl absorbe, se topește, se face
Momeala perfectă. Nici nu se aude când cade în apă, brotherii. Vă rog să mă credeți. Ăsta e un pescuit silențios, fără petarde, fără muzică, fără aruncări în apă. Aruncări de personal în apă, hai că da. Ai văzut? Oh my god. Nu vă dați seama ce sperietură am tras. Băi, nu vă dați seama. Doamne, aveți cuvântul meu că s-a dus direct în larg. N-am mai văzut la porumb. N-am mai văzut plută, n-am mai văzut nimic. Direct în larg am zis gata, l-am luat pe crăpcean. Am sărit în sus 2 metri. Și ce credeți că era? Un gigolo caras. Băi, nu vă vine să credeți, băi. Hai de capul meu. Am zis că direct ten, gata, s-a terminat tot. Am pierdut și lansetă și tot, aveți cuvântul meu. Că de-aia eu mai țin camera deschisă, dar nu pot să o țin mult, că stau câte 6-7 minute, 10 minute, când nu prind nimic. Și am zis că să mă mai țină bateriile. Gata, l-am scos de acolo, să-l trag pe aici, pe nas, pe unde a ieșit. Băi, broderași frumoși, ia uite-l. Cât tupeu a avut, câtă putere a avut, a fugit direct cu ea. Băi, cât de rapid a fost ăsta, da, ăsta chiar a avut poftă de porumb. Și fiți atenți că trage carasul la porumb, o veselie. Eu aștept și crapul, dar nicio problemă. Credeți că nu dau eu de ei? Oh my god, hai că da, hai că acum vă pun eu un juvelnicul sfânt. La mars, brother, și ce credeți? Trăgea și la unul și la altul, dar cred că ăsta la... Hai, tate, sus. Hai, sus, ne auzi, că nu scap tu din cârligul ăsta și firul ăsta nu se rupe. Ia auzi cum se aude. Pion, pion, piui. Hai, da? Ăsta a venit la cea din stânga, o țin tot timpul la mămăligă și dreapta la porumb. E mai mititel, dar e pe zonă. Mă descurc mai greuț cu valurile astea. Trăgea și la mămăligă și la porumb. Dar dacă l-am prins pe ăsta, n-am mai vrut să tragă la porumb, s-a liniștit. Probabil am făcut eu gălăgie. A, broatele, uite așa, pac. Nu mai e bun ăsta că l-am udat. Trebuie să am mâna un pic umedă când iau mămăliguța, că mie îmi place și la mămăligă să pescuiesc. Am spus mai demult că am făcut partide la mămăligă, nu toate partidele le-am filmat, am fost, m-am și distrat de atâtea ori, de câteva zeci de ori. Am făcut poze, le-am pus pe Academia Tinerilor Pescari, pe Facebook, dar am zis gata, haideți să vă... Ia uite, o gândilă la porumb. Ați văzut? Ia. Hai că a pus-o pe lat. Ai de capul meu. O arunc din nou. Sincer, n-aș putea să pescuiesc cu trei. Ba da, de fapt pot, da, să pun două pe porumb, da, și una pe mămăligă, deoarece una trebuie scoasă tot timpul. Acum hai să vă arăt și ce a intrat la porumb. Știți că dreapta e la porumb, da. Deci trebuie să vă arăt tot ce prind pe lângă. Cred că vreo 10-12 roșioare de astea. Sunt frumoase. Deci nu e bălos, e roșioară. Și vedeți, el a tras la porumb și a mai luat de vreo 4-5 ori la porumb. Roșioară. Hai la ciorbă. Hai sus, dă-te-n auzi. Mama, am tras și la stânga și la dreapta. Hai sus, bă, că nu se rupe firul, bă. Haide, tată, haide. Mamă, fluieră, mă, cam. Haide, brotherii mei. Brotherii mei pe zonă. Oare ce fac eu aici? Oh my god. Doar eu sunt cel vinovat, că sunt cel mai tare de la noi din sat. Hai că da, cum e melodia aia pe care o am pe YouTube. Hai că e frumos. Și a venit la mămăligă. Odată așa, odată așa, îl cam nenorocesc. Ba la mămăligă, ba la... Hai încă o dată, brotheri. Băi, brotheri, aveți cuvântul meu. Doar ce am aruncat și direct trăsătură. Stai. Trebuie să lăsați să se liniștească dacă vrei să-l trageți așa. Uite. Nu. Hai sus, te uzi. Mamă, fluieră, firul. Deci aveți cuvântul meu că doar ce l-am aruncat și a și venit. E, vedeți? Am stat toată ziua și am cam cântat la flaut.
cu gușă. Da. Mamă, ce bătaie acolo. Iar acum, cum am ligat pe zonă, fac legea și acum, de acum începe distracția. E ora 5 și mi se pare că o să tragă și la porumb. Hai că dacă trage la porumb, îi dau drumul la asta. Că la porumb s-ar putea să aibă prioritate. Câte ceasul? 5 și 11 minute. Fiți atenți aici. Ia uite-o. Pac, pe zonă. Să vedeți cât de repede trage. Hai că scârție scaunul. Dacă nu am scaunul ăla bătrân, că una și meu. Dar ce are? Nici nu l-am dat jos din smart de vreo 2 săptămâni. Numai în smart stă tot echipamentul pe care îl folosesc. Uite, uite la porumb. Uite. Dacă se lasă vântul, o să pun camera pe plute. Să vedeți cât de mișto e. Uite. A pus-o pe lat. Ați văzut? Și nici n-am... Stați o secundă. Să mai pun o dată. Mi se pare că de acum încolo o să am show. 1 pentru bani, 2 pentru show, 3 pentru fata la care mișcă din pompon. Ai, no. Cum era înainte ăștia de la LA, mi se pare. Hai că scuip. Uite, e la porumb. Repede. A pus-o pe lat. Nicio problemă. Îmi place să mă distrez. A venit și mamă și pe vânt și fără vânt. Fraților, fiți atenți că s-a activat. Ia să-l vedeți acum. Și pe vânt și fără vânt acum trage de rupe. E o oră. Presupun că pe foarte multe bălți se aplică legea asta. Nu știu care e treaba. S-a încălzit apa, a început să mănânce toată ziua pentru că mi-am luat niște undițe foarte, foarte ușoare. Foarte ușoare. Cele mai ușoare, să zic așa, de la Brotherii Claumar. E vorba despre strategist de 6 metri de la Eiffel. Scrie pe ele extra, deci extra, nu știu. Sunt carbon 100%, foarte, foarte ușoare. Nu mă zăpăcesc la mâini, nici nu simt, nu mă dor mâinile, nu nimic. Hai că da, la porumb, hai că da, că a venit garoiul pe ăsta, nu pot să-l scot așa că e mare, hai că da. Excuse, ne uzi, mă, băiatule, mă, dar ce se întâmplă cu mine de nenorocesc carașii? Și eu nenorocesc cam tot pe unde mă duc, ce fac, ce le dau să mănânce? Oare e vreun scafandru de mi-i pune în cârleg, cum zic unii? Nu, fraților, stau de ei. Stau de ei, că eu când mă duc la pescuit, de la 6-7 dimineața, asta e viața mea, să-i prind. Cu asta mă ocup și, uite, la porumb a intrat. Și vreau să vedeți și voi, să vă ambiționez, că foarte, foarte mult s-au apucat de pescuit. Uite, de exemplu, ăsta a înghițit, nu știu dacă pot să-l scot, dacă nu am decorjor. Ia că să fac eu zilele următoare ceva ce n-ar trebui să vă lipsească din trusa de pescuit. Ia uite, brodări. Cum îi selectez brodării mei? La porumb. Adică ori vine garoiul ăla mare, ori vine carasul garoi. Oi, că e caras, dacă e garoi. E șobolan de la mare ăsta, brodării mei. Nu mai șobolan mare. Deci nu mai fac reclamă la nicio baltă, exclus, absolut. Nu am nimic cu niciun administrator. De absolut, vreau să elimin toate chestiile astea, că e ăla cu tine, că e ăla cu tine. Nu mai fac reclamă, mă duc pe ce baltă vreau, oriunde, și eu prind oriunde. Asta nu e o laudă. Din punctul meu de vedere, e o laudă și e bine meritată. Hai mă, scoate cârligul, pentru că muncesc pentru ei, pentru pește ăștia, da? Nu e ușor să stai toată ziua, vânt, ploaie, și să scoți dita mai garoi. Deși balta asta, vreau să vă spun că tot așa, e foarte perfectă de pescuit. Și nu numai asta, sunt zeci de bălți. Nu vreau să exagerez. Și nu una, două, zeci. Auzi, se dau oia să sară. Nii, bă! Zeci de bălți prin jurul Bucureștiului pe aici. Unele sunt exagerate în prețuri, dar nu comentez eu. E buzunarul vostru, e treaba voastră. Eu mă duc unde vreau. Nu prefer bălțile care sunt foarte costisitoare. Nu dau nume, nu vreau să se interpreteze greșit, dar nu mă duc pe bălți unde plătesc foarte mult. Nu dau nume de prețuri, v-am spus. Nu vreau să fiu nesimțit sau să las loc de interpretare, că vezi, Doamne, de exemplu, baltă cu... Nu. Vreau să fiu prieten cu toată lumea. Eu vă arăt cum prind și vreau să vă îmbolnăvesc pe toți de combinația asta. În a prinde pește. De ce eu pot să prind? Haide, ce e acolo? Hai că da. Deja iar am 4 bucăți în găleată. De ce eu prind și alții nu prind? Păi nu e treaba mea.
Pentru că, uite, de exemplu, au venit pescari, la 11 au plecat. Eu ce să le fac, mă? Ce să le fac? Uite, Cârligul e fratele celui de data trecută, din partida de luni. L-am spart. Eu ce să le fac? Uite, mamă, ligă, nu contează cât faci cocoloșul. Bine, că nu poți să pui un cocoloș de 2 kg, hoi, că nu. Uite și atât de mare cât îl vedeți voi, să vedeți că eu prind. Într-adevăr, ăsta e mai XXL. Da, să moară din Larisa dacă n-am luat caras la cocoloșul ăsta. Ia să vedeți. Dacă am luat, ia să vedeți. Hai că am zis-o pe propoziție. Dar e și asta o propoziție. E chestia că e momela în cârlig și cârligul în apă egal șanse de reușită. Să nu mai dăm în altceva. Pelete aruncate, am avut peletele de 2 amestecate de la Brotherii Claumar, amestecate cu nada de usturoi, mai am îngăleată de data trecută, ca să înțelegeți cu ce am pescuit. Ia uite, și nada de fider, uitați, am făcut așa, uite, câteva d-astea și arunc în apă. Păi dacă nu-i da să mănânce, nu vine. Ia uite, nu-i da să mănânce, vine greu, într-adevăr, mănâncă și dacă nu-i dați, dar vine greu și mămăliga care cade din cărlige de câte ori o scoateți, rămâne și ea acolo, și mămăliga am dat, bucăți de mămăligă. Uite, am făcut din asta pătrățele, că așa sunt zilele mele, și le fărmițez așa și îi arunc acolo. E, ce fac eu acum? I-am dat un boost, iar boostul acesta îmi va asigura partidele, la această partidă, reușita de acum până la sfârșitul partidei, că e ora 5:30. Păi, ia să vedeți, gata, nu-i mai dau mâncare de acum încolo. Nu-i mai dau și să vedeți ce o să vină, că dacă îi dau prea mult, dar nu-l satur că sunt pești. Ia uite, mai broadere, mai vină și pe la mine. Nu numai pe la fund, pe la alea, hai și pe la brotherul tău, câte un pic, așa, hai că faci bălăceală. Auzi ce fluieră, auzi, mă, ce greu e, ce vorbești, mă, firul ăsta e tank, așa, se lasă mai greu, nu știu cum să vă spun, se lasă mai greu, plus că în masa apei e foarte mult. Bă, dar numai pești mari, mă. Bă, nu pot să cred. Numai carași mari. Plus că în masa apei sunt numai roșioare, exact ce vă spun. Când stă cu minte și că pun mâna pe el, începe și iau. Mai că nu, mă, că deci că e rață. Ma. Ia să vedeți acum show aici. Hai sus, hai. Nu vă mai zbateți acum. La undița din stânga, la mămăligă, la celebra mămăligă. Exact așa fac. Acum am multe trăsături și bate și vântul, ce nu-mi place, că nu pot să-mi dau seama când trage. Și roșioară mică am luat la gogoloiuț. Pește e, dar e și ăsta mic. Și ca să aibă loc ăsta mare de ăla mic, trebuie să mai le scoatem, că da, unde sunt mulți pești, se bat, care mai de care să ajungă pe locul 1. Locul 1 e la mine, juvelnic. Păi dacă nu eu, atunci cine o să te scoată pe lângă mine? Ia să te văd, domnul Caras. Ia uite-l. Aude energie pe domnul. Hai sus, n-auzi? Hai sus, stă-te sus. Hai sus. Ce mă, că ține firul, lanseta, ține. De fapt, undița, hai că da. Ia uite-l, brotherii mei. Hai, brotherii, hai. Se lasă mai greu. Nu e o zi maximă ca să zici că îl sparg pe Caras. Dar nici minimă. E o zi, cum să zic eu, între bună și așa. Dar la mămăligă și porumb dulce. Și să știți că acum pe seară văd că mai mult la mămăligă merge. Ca să înțelegeți. Și ca să înțelegeți și cum pun eu mămăliga în cârlig. Că mulți... Da, așa că a scăpat, a trecut pe lângă, hai, găleată, brodere. Mulți spuneți, probabil, păi cum pui tu mămăliga în cârlig? Cel mai bine decât pătrățica, am văzut că merg cocoloși, uite așa, îi pun, bag cârligul, îl scufun cârligul și după aia să fie ud pe mâini, de-aia eu mai scuip, dacă nu mă iați degetele un pic în apă și îi fac așa un fel de pastiluță, exact așa, prinde rupa, prind și roșioară așa. Uite, dacă nu mă credeți, o să vedeți că iau acum. Dacă nu mă credeți, mai că sigur trebuie să mă credeți, că altfel n-aveți cum. Cel mai
adevărat fish vlogger din România, cel mai mare canal acesta e și n-am de gând să vă păcălesc sau să eu vă spun și toate secretele, după cum observați. Ba din contră, nu sunt ca alții să fac reclame la bețe, la fire, la fel și fel de. Mă interesează să vă scot afară din casă pe cât mai mulți. Haide, brother, vine unul acum așa ca să nu primim rușine? Ia să-l vedem. Dacă nu, îl așteptăm, dar de venit vine, sigur. Uite, a pus-o pe lat. Ia uite-l. Ai văzut? Mamă, ce gălăgeală. Ce gălăgeală. Ia uite-l, ia uite-l. Auzi, fluieră fie. O, tată, ho! Iisus, bă, băiat, mă! Hai, Iisus, n-auzi! Mamă, ia uite-l, bă! Ia uite-l, bă, zici că e rotativă! Zic că e roata norocului, cum face, ne! Și cu două secunde mai devreme, ce-a dat în porumb? Vedeți, pe seară merge. Eu am stat și câte jumătate de oră, fără nicio trăsătură. Nici la una, nici la alta, ca să înțelegeți. E, pe seară, uite, dacă nu vreți să scuipați și vi se pare scârbos, înfingeți cocoloș acolo, muiați-vă foarte puțin degetele în apă ca să mulați foarte frumos cocoloșul pe cârlig, să nu se lipească de deget. Uite, așa arată cocoloșul, simplu, ca la bunica acasă. Și ați lansat și ia să vedem, dar știți care e treaba? Ar trebui să, după ce scoateți un pește, trebuie să mai așteptați un pic că se poate speria ceilalți în timpul în care îl trageți afară, gen, pentru că face bălăceală, face gălăgie. Mamă, ce aer curat, ce plăcere de a pescui. Ha, brother, i-ai dat doar țac, ha. Uite-l, mă, uite-l. Hey! Mamă. Mamă, ți-a auzit cum a fluirat? Mamă, ce l-am... Mamă, ce violent a fost, brother. Mă uitam să pun mâna pe minciog. Trebuie să-l lăsăm așa să odihnească. Mamă, cât de rapid a fost, ia uite-l. Mamă, cum a fluierat. Uite, mă, cât e de mic, mă, ce viață a avut. Băi, ați auzit cum s-a dus direct ghiulea, cum am aruncat. Oh my god. Hai că da. Hai că e treabă bună. La ce credeți? La sfânta mămăligă. La mămăligă și la cocoloșul ăsta sfânt pe care îl fac eu aici. Detectorul de minciuni. Trebuie să încercăm și pe altă baltă. Uite, acum e la porumb. Hai să vedem dacă mai trage până pun eu undița jos. S-a liniștit. S-a liniștit la porumb. Dar țin mâna pe asta că la asta, la mămăligă, o să tragă. Uite-l, uite-l. Unul după altul, brotheri. Unul după altul, da? Hai să nu fiu nesimțit, unul după altul. Uite-l. Oi, că da, mamă. Auleu, nu mai e nimeni pe baltă. Cei care vor cunoaște balta, vor să spună. Aha. Uite cum prins tu pește și n-ai continuitate la video, dar uite că am avut și am continuitate și uite că prind unul după altul. Chestia asta o poate face și un copil de 5 ani, ce fac eu, că eu nu am puteri supranaturale. Mai că am puteri supranaturale. Puterea și combinația ține de, bă, brotheri, fir, cârlig și nădeală, brotherilor, nădeală. Mămăliga să fie făcută așa cu suflet, să vorbești cu mămăliga asta când o faci. Să zici, hai, baba mea, s-a prins pește. Și să nu vii supăra la baltă că, mamă, n-am prins pește, să nu stai stresat. Gata, brother? Încă o bucată? Ai venit la porumb. Am zis că e ciortan. Am zis că e ciortan, deci să nu vă vină să credeți. Așa de bine s-a simțit? Iisus, tăte, n-auzi? Iisus, n-auzi? Da. Și la porumb, greșeala mea că nu mi-am luat porumb, mamă, holiu, se rupe, mă, gavaj. Oh my god, bă, brotheri mei, oh my god. Bă, brotheri, deci, ia stai, uite, vezi, cutia aia, dă-mi la bățul la verde. Așa, frate, așa, brotheri, că la cam înghițit, ia uite, mă. Ia uitați, brotheri, numai șobolani. Nu mai șobolani și ăsta a înghițit-o și aveți nevoie de un degorjor obligatoriu, să nu plecați fără degorjor la pescuit. Uite așa frumos, da? Pentru că ați împins și a ieșit cârligul.
pe zonă, vântul nu vrea să cedeze, deoarece vreau să, eu știu, să prind câteva driluri, peștii nu mai au loc în găleată. Oi, că da! Mamă, ce bine mă simt când iau captura. Acum s-a lăsat răcoarea, trebuie să-mi iau pantalonii înapoi și bluza. Am strâns umbrela, tot ce trebuie, pentru că începe nebunia. Și a tras la porumb dulce. Bun. Îl apuc aici pe colț așa, pac. Exact așa. Strâng un pic de el ca să iasă zeama aia bună, gustoasă. Și gata. Îl bag la plantat. V-am zăpăcit azi. Uite, scot cealaltă undiță cu care pescuiesc la mămăligă și îi dau refresh. Refresh ce înseamnă? O bucată din mămăligă. Am mâna umedă, nu mai scuip sau nu mai bag mâna în... Eu așa fac, nu mai bag mâna în apă și fac aici un cocoloșel frumușel. Măi, că e ce trebuie, pe zonă. Și uite așa. Bă, broderii mei, dacă faceți ca mine și nu prindeți pește, ori înseamnă că n-are balta pește, ori înseamnă că ceva greșiți. Ascultați-mă pe broderii. Ascultați-mă pe broderii. Măi, că pe asta am scos-o. Ia, uite, la porumb. Uite la porumb din nou. Băi, nici bine n-am aruncat-o. Na. Fără întrerupere, fără editare. Stai. Nu, a luat-o și pe cealaltă? A, nu n-a luat-o. A trage și la cealaltă, ca să vedeți. Uite, ia uite. Ma! Hai că asta a fost șmecheră. Nu știu dacă s-a văzut. Hai că am scos-o ca să nu încurpaie. Hai că asta a fost șmecheră rău de tot. Băi, dar e mare asta, băi. Mi se nu... Ia uite, când m-au văzut ăștia, ne, știi ce spun ăștia când mă văd? Uite-l pe tata al nostru. Oi, băi, ați văzut? Uitați-vă că e boaba în gura lui. Mamă, ăsta e mai durduliu. Ca să vedeți și voi. Oi, de. Cât am de muncă. Mamă, ce garoi mare, băi, la porumb. De n-au intrat numai șobolan de ăștia de apă. Oi, că sunt șobolan de apă, dacă e. Ia să vedem. Punem asta aici frumos. Uite, i-a ieșit dinții. Uitați boaba de porumb. Ați văzut? Doar ce am aruncat-o, am strâns-o, pac, pe zonă, nu mai folosesc și peștele e pe vad în număr uriaș. Oi, că chiar ei, ați văzut că, uite așa, pac, l-am prins aici și apăs un pic pe ea ca să iasă mațele. Oi, că mațele ies. După care, ia, uite așa, gata. Pac, am pus-o aici pe zonă, aștept. O să arunc și pe cealaltă. Uitați-vă, garoi. Unul după altul, adică nici nu m-am... Fiți atenți, garaj, ia uite, nu ne rupți nimic. Broderi pe zonă. Îl pune și pe ăsta aici și după aia, hai că o să-i scot eu că nu mai au loc în căruță. S-a umplut căruța de broderi și am scos-o și pe asta că a tras și la asta. Nu de alta, dar vreau să nu fie... Adică n-am vrut eu ca să am dublu drill. Hai la mine. Mi-a fost frică, mi-a fost teamă să nu cumva să am... vreun crap, pentru că mi-o trage în apă și 2600 undița, sincer, chiar nu vreau să o pierd. Exact cum îmi place mie să fac, frumos așa, mascăm cârligul, ia să vedem, tragem unul după altul, hai sus, broadere, gata. Pluta e pe lat la dreapta, stânga o țin eu în mână pentru că presimt că o să vină, ia să vedem cât de repede vine. Uite-l, e la ea să-mi... N-am parte de Novac azi dacă nu e la ea. Fiți atenți. Hai să vedem dacă îl și ia. Uite, a pus-o pe lat. Hei! Ai jucat-o pe asta? 2-1 după altul. 2-1 după altul. E un prieten care stă cu mine aici. S-a zăpăcit. Ia zi, brother, cum e? E nenorocire? Ești mirat de cât prind? Nu, stai așa, lăsați în apă până se liniștește. După aia puteți să-l ridicați, uite. Hai sus, mamă, și ăsta e frumos. De unde atâta pește, mă, broderi? Frumos, pe zonă. La cealaltă trag cu ochiul. Hop. Da, nu faceți cum fac eu. Doar face un profesionist, stai că da. Adică nu încercați să faceți așa, altfel îl pierdeți. Îl țineți în mincioc, broderi? Mamă, nu mai au loc în găleat. Nu, lasă că îl lasă așa, gata. Am pus eu ăla peste el. Ia uitați și acolo. Am pus eu miciocul peste el. Deci, cocoloș, repetare. Cocoloș, mâna e umedă. Dacă nu, un pic pe ea.
că nu trebuie să fie scârpă, că e scuipatul vostru. Și frumos așa îl acoperim, să fie așa în formă de pară, în formă cilindrică. Cilindru, hai că e cilindreie. Ia, și îl arunc în apă și urmăresc pluta în momentul ăsta. Dau pe substrat, nu între ape, ca să înțelegeți că am mai primit întrebări. Cum pescuiești tu de prinzi? Nu între ape, numai jos pe substrat, un pic să stea pluta. Uite-l, uite-l. Cum s-a auzit, brother? A fluierat, ai auzit? La secundă, bă, a fluierat, bă, ai văzut? Ăsta cred că era crap. Era crap, ai văzut? Și de ce? N-am putut să-l ridic, că dacă era caraz, n-avea cum să fac așa. Da, o fi scuipatul ăsta al meu, mă, dulce? Maică, da? Ce-i drept, am mâncat niște napolitane. Uite așa, cilindric. Deci ați observat cum îl arunc în apă, cum îl ia în forma asta? Ia. Hai să vedem cât avem până la următoarea ea trăsătură. Și mai facem așa o serie cu capturi frumoase. Doar ce am aruncat mămăliguța și am luat-o, pot spune că l-am nenorocit azi. V-am spus că mi-au revanșa, deși că n-a fost o zi cârjă. Când e o zi cârjă, n-am cum să nu iau peste 10 kg, brother. Și la una singură, două, atât îmi trebuie. Nu-mi trebuie mai multe undițe. Și dacă nu mănâncă, îl aștept. Ia, hai sus. Aude, să-i dă la lung. Bă, dar aici sunt numai unul și unul. Fiți atenți de unde l-am luat pe ăsta. Deci ăsta nu se pune. Nu se pune, dar l-am luat la japcă. Fiți atenți de unde. De deasupra buzei. Se vede? De deasupra buzei. Ia uite, ia uite. Ia uite unde l-am luat. De deasupra buzei. Dar a venit la nadă, da? Oi, de ei, mamă, ne stropește, ne face varză. Vreau așa când mănâncă el. Băi, dar ce senzație ai când o ridică în sus. Cred că a dat cu nasul, nu știu. Ăsta e obișnuit să bage botul. Hai că da, în farfurie. Așa, și acum celebru cocoloș, celebra mămăligă, făcută de brotherul meu și pescuită de mine. Nu știu el cât a prins, dar sunt convins că n-are cum să prindă mai mult ca mine. Mi-a dat el rușine cu crapul atunci, dar eu n-am pescuit la crap. Și el a dat în agățătură, a lăsat câteva trei plute acolo și eu am lăsat o plută a doua oară la intrare la baltă. E mai greu crapul aici de prins, e crap sălbatic ăsta, ca să înțelegeți, e crap de la negru. O să vedeți când o să prind. Am prins unul astăzi, ați văzut un ciortan și ați văzut câtă vână avea în el. Oi, brotherii mei, la porumb mai avem un client. Cred că nu o să mai pun atâtea driluri, că v-a sătura voi, mai că da? La bobiță de porumb, uite, îl lasă să se liniștească și acum puteți să-l aduceți liniștit, dacă aveți bază pe fir, cum am eu, și pe o undiță. Și pe mine nu mă doare burta dacă se rupe, dar n-are cum să se rupe. Opa, l-a înghițit pe cablu. Păi știți ce fac în momentul de față? Iau de gorjorul și, bă, da, panaramă de scaun cum scârție, iauzi. Și îl scot și am prins șobolanul. Mă duc pe fir așa în jos, îi fac o endoscopie. Hai, broadere. Ia să vedem, are și boaba? Are și boaba. Uite, garoiul, șobolanul. Hai de broadere. Mamă, nimă n-auzi, mă. Hai că da, hai sus. Ia uite energie și suflet în el. Gata, boaba asta nu mai folosesc. Bun, și acum mă bat cu o albină care tot intră în borcanul ăsta cu boabe de porumb. Așa, apăs un pic pe boabă ca să se torcească, să iasă zeama din ea. Stați că o să apară la obor zilele următoare, poate lunile, sau săptămâna asta de fapt, săptămâna viitoare maxim, o să apară porumb de copt. Porumb de la verde de copt. Și atunci îmi iau un știulete de la broadări și pescuiesc cu el. Și la fel, boaba o strâng așa, pac, și iese toată zeama aia din ea. Zeama aia power. Și așa o să prindeți cu porumb. O la boabă de porumb. Dar să vedeți ce prind eu, nu că ce prindeți voi. Și eu vreau să vă îmbolnăvesc. Mamă, cum face scaunul ăsta? Trebuie să îmi iau scaunul celălalt de feeder brother. Dar ăsta l-am avut de, cred că de două săptămâni. Bă, nu, mănânc. Rahat, îl am din... De când a început prohibiția, l-am în smart. Toate sculele, bine, toate sculele. Undițe, două fidere. La ce m-am hotărât eu să pescuesc în ultimul sezon. Ia, hai, brother.
Ai sus? Oh, la mămăligă a intrat fără nicio editare de video. O roșioară, o mister roșioară. Lasă-mă, n-are nimic de încolo de... Bă, mă, ia uite ce-i acolo, bă, ce vorbiți, mă, n-are... N-au putere, mă. Au putere, au. Și acum mămăliga la fel, sunt mâinile, degetele umede. Hai că sunt mâinile umede. Și la fel mă ridic un pic, ca să o plantez frumos acolo la sentiment. E treabă bună. O mai spăl pe mâini, că nu-mi place să am mâna murdară de mămăligă. Bățul, după ce termin, îl șterg și pe el așa. Mamă, cum arată, e altă mâncare de pește. Hai că am eu mâncare de pește. Mâncarea de pește principală e mămăliga. O, dar avem și un porumb pe zonă. Am prins un client la porumb. Ia să vedem dacă îi găsim porumbul. Ai sus, te n-auzi? Bine că auzi. S-a liniștit, gata. Asta m-a așteptat. Asta m-a așteptat să se liniștească, să pot să-mi fac partida liniștit. A mâncat, s-a dus porumbul. Da. Ca să vedeți că se poate prinde la porumb și la cărlige micuțe. Nu cărlige mari și nici cărlige foarte, foarte mici. E un număr, cred că e un 12, da. Asta e un 12, da. Nu corespund cărligele între ele. Uite așa, și o presez un pic așa ca să se și moaie. Mamă, de câte ori trage la porumbul ăsta, am impresia că trage la... trage un crap. Uite-l, uite-l. Uite-l, uite-l. Ăla e. Hai bă că faci o grămadă de gălăgie, te sperii pe toți. Ai sus? Hai, hai, hai. Așa, așa, așa. Îi sperii pe toți. Am pus camera să filmez și acum silențios, maxim, maxim de liniște. Că nu mai bate vântul și se aude orice pe baltă, brother. Hai, brother, repede și pe tine afară. Hai, ăla e. Am jumătate de oră la dispoziție, o oră în care trebuie să filmez cât mai silențios și cât mai bine, că nu mai bate vântul. Ce frumos a plecat cu ea, ai văzut? Mai devreme. Că s-a dus așa ușor. Ia uite. L-am luat. Ai văzut? Mamă, e și la porumb. Era și la porumb. Ai sus, hai repede, repede, repede. Era și la porumb, ai văzut? Ia uite-l, bă, ne! Al doilea garoi, da. Al doilea de când filmez cu camera. Sunt la viteză, pescuiesc la viteză acum, să nu moară la risc. La viteză, fraților, nu mai fac gălăgie, că nu mai bate vântul și se aude tot. Dacă vrei să prindeți pește, liniște. Ia uite, Nova cu ceva l-a făcut. Gata, el aia, el aia, el aia. Ia uite-l, bă. Mamă, ești nebun. Mamă. Oh my God. Era crapă, ai văzut? Mamă, am tras ca prostul, mă. Să mor, dar n-am tras ca prostul. Bă, dar prost am fost, m-ai văzut? Bă, dar era mare, mă. Ai cam scuipat-o? Bă, ce prost am fost, mă. Trebuia să-l las, mă, că era crap, mă. Am crezut că e caras, că nu ieșea afară, ai văzut? Bă, ce moftic. Ia uite, mă, ce fuge cu ea. Ia uite. A? Ce frumos. Ce frumos a fugit cu ea. Hai încoace. Așa. Ca să nu mai facă gălăgie acolo, știi? Mamă, oh my God, mamă, ce garoi, l-am tras așa să nu mai facă gălăcie, mamă, câta garoi, brother, ești nebun la acor, abia scârția undița, oh my God, scârția undița, brother, mamă, păi ăștia nici nu-i mai bag în juvelnic, că îi bag direct în, la numărătoare, e, imediat, nu mai stă mult. Hai să mai prind aici câteva cadre.
Hai să filmăm așa, că am lăsat și camera acolo. Mamă, ce frumos a plecat cu asta, marocorit. Marocorit, ai văzut? De ce înseamnă să nu bată vântul? Ia uite-o, se vede? S-a rupt în urmă? S-a văzut și el când a tras? Așa, brother-ii mei. Stai, lasă-o ușor în apă să nu mai facă bălăceală. Ați văzut? Aoleu! De nu l-am detașat de pe pământ azi. Și n-a fost o zi cârjă, dar l-am spart. L-am nenorocit azi. Ai zis, ne uzi. L-am spart la mămăligă ca niciodată. Niciodată n-am pescuit atât de mult la mămăligă. Am avut partide mai scurte, am oscilat între mămăligă, între porumb, dar n-am pescuit niciodată atât de mult la mămăligă. Și m-am îndrăgostit de... Adică am pescuit așa câteva ore. Se vede pluta drept. Stă bine. Mai dau eu zoom de pe calcul. Ia uite-o. Mamă. Oide! Se văd valurile acolo? Ai sus, tate, n-auzi. Aude garoiul, tată. Ai sus, tată. Mă, fiș hacker, ai spart topurile. Cum a spart Dani Mocanu topurile în România cu muzica, așa am spart eu topurile la fishing, este? Am spart. Și spar pe unde mă duc, hai că da. Pentru că am ceea ce nu au mulți, răbdare. Sincer, m-a bătut vântul, m-a ars soarele. Dar ce, aoleu. Dar, uite așa se umple, găleată după găleată, de nu mai au loc în găleată. Fish hacker pe zonă, soarele apune. Când soarele răsare, mă trezesc cu pești în gând. Ia uite, am o singură alinare, nu mai vreau să văd peștii zâmbind. Hai că am înnebunit. Un cocoloș de la valoare? Hai, să mai vedem un drill. Repede, la valoare. La valoare, hai că da, la porumb să moră la risate, nu, a murit. Ia uite ce cioc a dat, ia uite, se vede pe camera belea. Oh my god! Hai că da! Oh my god! Oh my god! Ai sus? Hai că cred că o să-mi fac un operator de cameră data viitoare. Am un prieten aici. Mamă, i-am spart buza, mâncava, chiar că i-am rupt buza. Am un prieten de aici, din zona mea. Mamă, ce acolo nu mai au loc în găleată. Brodere, ce părere ai, l-am dat în diarie. Hai repede încă un cocoloș pe zonă. Poate mai prind unul. Bă, dar ce senzație, ce Spartacus. Uite-l, l-am luat. Oh my god, l-am luat pe Ciortan, brodere. L-am luat pe Ciortan. Mamă, ai văzut ce... S-a văzut? Mamă! Stai, filmează asta? Filmează. Ai văzut ce l-am luat pe Ciortan? La boabă? Ia uite. Ușor așa. Nu-l mai grăbesc, ai văzut? Nu-l mai grăbesc. Băi! Ia uite, a venit la mal. Uite-l aici. Ia uite. Ia stai să țin de el. Nu e puternic? Ia uite ce mic e. Dar ce feiteză a avut, băi? N-a că e și la cealalt. Hai să vedem, ridic ciortanul ăsta pe sus sau se rupe, nu? Ia uite, bă, ce viteză a avut, ce senzație a avut. Aia, stai mic, mă. Puteam să-l ridic și... Băi, mă, lași. Bă, brotherii mei. Ați văzut, mă, porumbul? Și când e, când nu e, dar când e, a? Mamă, rachetă, fraților. A? Era undiță, ai văzut? Băi, și era mic, dacă ia unul de la de... Și gândește-te că undița asta ține până la crap de 10 kg, ai înțeles? Serios? Ia uite-l, brother.
Hai că lăsăm și pe el acolo pe zonă. Oh my god, la sfârșit o să-i dau drumul. Ia să văd unde... Gata. Îi mai bag o boabă de porumb? Să nu mai dau cu ea? Hai să-i mai bag o boabă, doar așa la șmen. Deci, o boabă băgată așa, la mișto, a apăsat un pic pe ea ca să se activeze. Așa, da? Bun, pe asta o las acolo. Se mai vede pe cameră? În ochi mi-a sărit apă. A zis ea că... Uite-l. Mamă! Ușor așa, ușor pe zonă. Îl las să-și facă damblau, vezi? Dacă lasă să se liniștească și-l aduc ușor aici, îl prind, ia uite. Nu mai scapă, vezi? Da. Mamă, ce galben e! E auriu, brother! Auriu! Șmecher! E auriu! Mișto rău de tot, un colorit sub... Hai ca fugi cu ea, hai, uite-l! Mamă! Ușor, ușor, ușor! Mamă, ce-a fugit cu ea, brother! A? Ce frumos se vede când e limpede! Ușor, ușor! Hai că-l aduc aici, camera e acolo. Ai, ai, asta zic. Garoi, negricioși. Doamne, dacă nu le-am spart. I-am spart și încă mă mai ține bateria la GoPro. Oricum, am alta, dar... Hai, brotherul meu, eterna și fascinantul cocoloș. Acolo, să vedem dacă mai prindem unul. După aia schimb bateria dacă mă mai ține. Ia, se mai vede? Ultimul, fraților, gata. Gata, ultimul din seara asta. Hai să o scot și pe cealaltă, cu porumbul. Gata. Gata. Ultimul din seara asta, că s-a prins destui. S-au prins maxim. Gata, ultimul și din seara asta, haide, haide, gata. Ne luăm la revedere de la ei, dar nu și de la voi, așteptați, că e ora 8:43, ca să vedeți și voi. Bă, sunt frumoși, n-am ce să zic. Dar mămăliga a rupt norma, am rupt norma cu mămăliga. Caraș la mămăligă, gârlă. Haideți să vedem ce am prins. Acum, știți cum facem? La fel ca în seara trecută. Fiți atenți. Hai să-i vărsăm pe ăștia aici. Haide! Haide! Ok? Și avem una bucată ciortan. De fapt, carașii să-i numărăm, da? Și avem 1, 2, 3, 4, 5, oh, frumos, 6, 7, au, ce frumos sunt, 8, 9, 10, 11, 12 bucăți, 12 bucăți de garoi, roșioarele astea mi le opresc că mie îmi plac, mai am și acolo, 12 carași și un ciortan. Și acum... Haideți să vedem ce a produs băiatul. Hai nevastă, ține sacul să vedeți ce a produs băiatul. Mamă! Ce ești, n-auzi? Ce ai, mă, ești nebun la cap? Haide! Oh my god! Ia să vedem, brotheri. Ce avem aici? Nu-mi spuneți că îi pui pe jos, că nu știu ce, că sunt peștii mei, că am plătit pentru ei, da? Gata. Deci avem 12. 12 carași. Și acum 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mamă, ia uite-l pe ăsta.
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, stai că ăsta a ieșit. Așa, stai să se vadă pe cameră. 25, da? 26, bă, mereu 27, 28, dar nu stau în găleată, bă, ești nebun. 29, ia fiți atenți. 29, 30, mamă ce negru e ăsta. 31, ăsta e și mai negru. 32, 33, 34, 35, 36, 37 de bucăți. Dar nu mai stau aici, s-au umplut. 37 de bucăți și 2 ciortani. O găleată de pește, plus multe roșioare de-astea mici. Ia să vedem ce avem aici. Dar nu e, că nu stau, că n-au loc aici. Cam așa ceva. Cam așa arată ce a produs băiatul azi. O găleată de pește. Muncită, trasă, și ăștia mari, și ăștia mici. Să o cântărim, cred că spuneți, nu? Ia să vedem. Cu roșioare, dar nu stau cărașii în ea, că n-am loc. Bun, hai să și cântărim. Nu stau ei acolo, dar... Gata, brother. Ia să vedem, 0-0. Nu prea mai are nici baterie. Estimăm așa, da? Ia, stați așa. Stați așa, că nici ei nu stau aici. Stai, mă, în gâtul măturii. Mai că da? Ia să vedem cât avem aici. Stai că... bateriilor, băi, ești nebun la cap. Hai, repede, repede, repede. 8,9. Hai, mă, să zicem 8,7, na, cu 100 de grame găleat. 8 kg, s-a văzut? Ia, că nu mai ține bateria, să vedem. Stai așa, să vedem dacă s-a văzut. Ia. 8,8, 8,7, 8,8, da, și scade 8,7 kg. 8 kg jumate, ce să, da, hai, 8 kg jumate. Bun, bun așa. Ok, brotherii mei, 8 kg jumate la mămăligă. Oi, că e ce trebuie. Ne vedem în episodul următor, brotherii mei. Huu! Aveți în descriere linkurile de la rețelele mele de socializare și pentru o susținere și o donație frumoasă, linkul de la PayPal și de la Revolut. Ne vedem pe Academia Tinerilor Pescari.